cu bunăvoie, dragii mei, bine v-am regăsit la Medicina Live. Începe o nouă ediție, numai bună pentru sănătate, 30 de minute pentru viața bună, sănătoasă. Același număr de telefon 021-334-7355, la care așteptăm întrebările dumneavoastră. Ne găsiți și pe Facebook la Medicina TV, așa că ne scrieți și acolo și vă răspundem în edițiile viitoare. Astăzi vorbim despre cauzele spirituale ale bolilor. Există și așa ceva, v-am tot amintit noi. Astăzi venim și punctăm pentru organele principale cu Florentina Gionea. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bine v-am găsit. Faci parte din tânăra generație care într-adevăr se preocupă de sănătate, dar și trăiești sănătos, ceea ce este foarte important, pentru că degeaba vorbim dacă nu aplicăm. Eu cred foarte mult în puterea exemplului și atunci dacă eu vin în fața unor persoane și spun, uite, m-am vindecat făcând asta, m-am vindecat mâncând sănătos, trăind sănătos, făcând sport, atunci ei vor prelua mai puternic ceea ce le spun eu, pentru că această energie a vindecării este deja impregnată în structurile mele. Exact. Și pot să îl determin fără să acționez asupra persoanei respective să adopte un stil de viață sănătos. Perfect. Vii astăzi cu o carte bună pentru sănătate. Am tot spus noi că dacă mai și citim, mai și învățăm, suntem și deștepți și sănătoși și frumoși și de toată lumea lăudați, că tot așteptăm o laudă, nu știu de ce. A, așa. Vii și ne spui că, într-adevăr, există o legătură între boală și spirit și așa că începem să ne întreținem spiritul sănătos, da? Da, toate bolile pleacă din gândire și e foarte important să definim ce înseamnă boală. Boala, de fapt, este un avertisment pentru mine ca persoană că nu fac ceva corect. Adică eu când vin pe pământ, când mă nasc, am o misiune și trebuie să fac anumite lucruri. Pe parcursul vieții mă las indus în eroare de anumite lucruri, nu știu. Îmi place să fac cu totul altceva ce ar fi trebuit eu să fac. Și atunci aceste boli pe diverse organe din corp vin și afectează. De fapt, este un mesaj al divinității la nivel fizic care mă avertizează pe mine că eu trebuie să fac cu totul altceva. Bun. Nu știu cât sunt conștienți de acest mesaj și mulți se întreabă de ce oare merit eu așa ceva, un așa necaz? Cum răspundem la această întrebare? Și eu mi-am pus această întrebare de multe ori până am descoperit esența. Esența noastră este energia, iar energia vine din credință. Fie că ai credință în univers, fie că ai credință în Dumnezeu, nu contează, important e să ai o credință profundă. Da, nu confundăm credința cu religia. Da, nu confundăm credința cu religia. Și atunci dacă sistemul meu de credințe este unul nesănătos, mă va afecta direct pe organele pe care am probleme. Sau pe care n-aș vrea să am probleme, dar am. Exact. Hai să luăm punctual, da? Ai propus să vorbim despre principalele organe în prima parte și să vedem dacă ne mai rămâne timp, să vedem ce se întâmplă cu afirmațiile vindecătoare. Da. Hai să începem. Cu inima. Sau cu ce vrei să începem? Mai întâi hai să-ți prezint cartea cu care eu lucrez. Hai. Uite, o să o arăt și la cameră. Da. Se numește Marele Dicționar de al bolilor și afecțiunilor. Merge pe cauzele cauzele subtile. Așa. Ale vindecării. Este scris de psihoterapeutul Jacques Martel. El lucrează cu aceste afecțiuni, cu aceste cauze ale afecțiunilor din 1980. Deci putem să avem încredere în el pentru că are o vastă experiență. Ce mă distrează cel mai tare este că atunci când persoanele vin la o consultație și una dintre părți este să le dau să citească din această carte, spun, wow, dar stai că mă regăsesc și aici, mă regăsesc și aici, mă regăsesc și aici. Și ce trebuie să fac? Și atunci le dau un sistem combinat prin care poate să rezolve problema respectivă. Dar înainte să mergem pe cauze, aș vrea să spunem cum funcționează bolile, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual. Eu ca persoană vin să învăț niște lecții. Cea mai mare lecție pe care toți trebuie să o învățăm este iubirea. Și ea se manifestă în mai multe, în mai multe direcții. Planuri. Mai multe planuri. Este iubirea de sine, iubirea de aproape, iubirea de părinți, iubirea de mediul înconjurător și așa mai departe. Și, de exemplu, dacă eu sunt o persoană care mă supăr foarte tare, această supărare se reflectă direct pe ficatul meu și are, efect distrugător direct asupra ficatului. Eu nu pot să am toate bolile odată pentru că aș muri, da? Și atunci ele vin și se manifestă pe rând. În primul rând subtil. Ne dau un semn mic, o durere, un stres, după aceea chiar ajungem la doctor, intrăm mai grav, intrăm pe medicație sau și mai grav ajungem la spital. Și atunci toată lumea se panichează și începe să aducă din exterior medicație și tot ce are nevoie ca să refacă energia respectivă.
ea se reface, nicio problemă, dar nu se vindecă în totalitate. Și atunci, ne învățând lecția, nu se vindecă nici cauza. Ok. Acum ne-ai explicat lucrul ăsta. Tu trăiești așa? Toți trăim așa. În funcție de nivelul energetic și vibrațional la care te afli, cu cât ești mai sus, cu atât îți dai seama mai repede că ești mai conștient. Fiind mai conștient, există posibilitatea ca afecțiunea respectivă să treacă pe loc. Dar cum ajungi să dobândești conștiența asta? Păi, în primul rând, să dobândești conștiința, trebuie să adopți un stil de viață sănătos. Pentru că dacă eu mănânc prost, mănânc foarte multă carne, mănânc euri și așa mai departe, nivelul meu vibrațional este jos. Dacă fumez, dacă beau alcool și așa mai departe, astea sunt cauze care vin direct pe organele mele. Și atunci, mâncând sănătos, făcând sport, rulându-mi energia internă și iubind, adică trăind procesul de iubire, atunci eu reușesc să-mi ridic frecvența. Aici se adaugă și rugăciunea și meditația, sunt mai multe căi prin care poți să îți dobândești această iubire de sine. Și îți dai seama, pur și simplu începi să vezi cum îți ridici vibrația. Iubirea de sine de multe ori este încadrată la un egoism. Da, cum spui așa lucrul ăsta? Este, cum explici? Spui tu. Așa este perceput de majoritatea oamenilor. Dar iubirea este compasiune. Iubirea este înțelegere, iubirea este înțelepciune. Și atunci când începi să dobândești aceste lucruri, vei putea fi perceput cumva egoist din afară, dar de fapt tu nu ești. Pentru că tu, de fapt, ce vrei? Vrei să-ți păstrezi nivelul tău energetic interior din care poți să oferi și să te conectezi la sursa divină care este generatoare de energie. Și atunci eu ofer din sursă, nu de la mine. Pentru că dacă eu dau de la mine, unu, tu nu ai ce să faci cu energia mea pentru că este a mea și nu-ți folosește, ți-o dau degeaba, iar eu rămân fără și mă duc pe frecvență joasă. Bun. Acum, hai că sunt curioasă. Vreau să aflăm cum stăm cu organele și cu sănătatea noastră, pornind de la psihic, da? Deci ne menținem psihicul sănătos ca să trăim sănătos. Cartea asta ne ajută să înțelegem mai bine. Este o recomandare pentru vacanță. Cred că este una foarte bună. Da. O să o întreb pe prietena mea, Clara Toman, care editează această carte, dacă o mai are, pentru că se vinde într-un mare fel. Dacă nu, sunteți acum cu ochii pe noi, pentru că Florentina vine cu câteva explicații tare bune pentru sănătate. Te rog. Hai să începem cu inima. Așa, te rog. Exact. Da, că inima mi se pare esențială pe lângă altele. Inima este centrul iubirii. Tot ce izvorăște în univers este despre iubire. Există și un verset în Biblie că aș putea să fiu clarvăzător, aș putea să am toate bogățiile din lume, aș putea să fac orice pe pământul ăsta, dar dacă nu am iubire, nimic nu am. Până la urmă, noi după asta tânjim, după iubire, dar nu știm că tânjim după ea. Inima este centrul care alimentează această iubire, este conexiunea noastră cu Dumnezeu, dar și cu exteriorul. Da? Nu știu dacă telespectatorii tăi știu despre sistemul de chakre sau de centru inimii. Unii știu, unii nu știu. Așa că hai să venim cu o explicație scurtă. Haideți să luăm centru inimii, pentru că așa se numea și în vechea istorie la daci. Deci dacii știau despre aceste centre energetice ale corpului uman și vorbeau despre centrul inimii. Cu cât avem mai multă energie și mai multă iubire aici, cu atât dezvoltăm mai multă compasiune. Atenție, compasiune și nu milă. Mila vine din frică și compasiunea vine din iubire. Deci sunt două lucruri total diferite. Da, total diferite. Atunci când îți e milă de o persoană, te pui deasupra ei, iar când iubești și ai compasiune pentru o persoană, atunci înseamnă că ești la egalitate cu ea și îi simți suferința sau empatizezi. Exact. Bun. Bun. Și atunci inima noastră e foarte important să fie sănătoasă. În primul rând, ca să iubim, trebuie să ne iubim pe noi înșine. Și dacă ne iubim pe noi înșine, îi iubim și pe ceilalți. Există o frază celebră a lui Iisus Hristos care spune așa: iubește-te ca pe tine însuți. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, cum aș putea să te iubesc pe tine, pe mama sau pe tata sau pe altcineva? Iar asta este un proces foarte profund, știi? Adică îți ia ceva timp să ajungi la el. Și de îndată ce îl guști, devine așa ca un fel de dependență. Din păcate, mediul în care trăim și viața socială în care ne aflăm nu ne permite tot timpul să fim în starea respectivă de iubire. Da. Iar afecțiunile pe inimă asta arată. Arată că suntem supărați pentru că nu putem accesa iubirea. Suntem supărați și tot ce înseamnă supărare, stres, ce face? Reduce energia. Dacă nu mă înșel, principala cauză a mortalității din lumea asta, sau mă rog, printre primele poziții, se află aceste boli cardiovasculare. Păi atunci concluzionăm câtă lipsă de iubire avem, nu? Da.
Foarte mare lipsă de iubire, pentru că nu știm, nu suntem învățați. În scrierile despre vechii daci, ei făceau școli, cei care erau inițiați treceau prin toate etapele, de la a mânca într-un anume fel, de a cunoaște plantele, de a cunoaște divinitatea, ei erau toți inițiați. Știi, stau să mă gândesc că, deși nu se face așa ceva, când ies undeva la un ceai sau mai trag cu urechea la masa alăturată, nu se face, nu se practică, dar din curiozitate, dar e sănătos, știi de ce? Pentru că sunt curioasă să văd ce mai discută românii, care sunt preocupările lor și mulți dintre ei nu au un dialog de acest gen. Măi, ce-i cu tine, ce-i cu viața ta? Cum ți-e sufletul, cum ți-e prietenii, cum ți-e ziua. Nu, mă gândesc ce am mai făcut XYZ, cum reușesc să fiu și eu ca el, sau el de ce a reușit și eu nu am reușit, sau critici pur și simplu la adresa celor care trec pe stradă. Păi asta înseamnă că persoanele de la masa alăturată aveau probleme cu ficatul. Așa, bravo, hai că uite, ți-am ridicat mingea la fileu. În general, persoanele din anturajul nostru și din jurul nostru reflectă ceea ce suntem noi. Ei sunt oglinda noastră. Dacă eu întâlnesc oameni care vorbesc urât, înseamnă că eu cumva fac asta sau undeva în structurile mele, în subconștientul meu, îmi doresc să vorbesc urât, dar nu-mi permit să mă exprim. Da? Și atunci, dacă ei tânjesc să vadă ce au făcut ceilalți, de fapt tânjesc să vadă ce au făcut ei, dar nu reușesc pentru că nu știu cum. Deschiderea începe în momentul în care pun întrebări. Dacă eu pun întrebări, atunci primesc răspunsuri. S-ar putea ca răspunsurile respective să vină însoțite de o experiență neplăcută. Și atunci spui, Doamne, dar mie de ce îmi dai asta, că nu merit, adică eu sunt un om bun? Dar vei afla după aceea că de fapt aia a fost o experiență bună pentru tine și tu ai învățat din ea. Bun. Așa, hai să mergem mai departe puțin. Hai să luăm rinichii. De ce avem probleme cu rinichii? Pentru că nu întâmplător mă opresc aici, sunt foarte multe tinere în ziua de astăzi care au probleme cu rinichii. Există o vorbă, nu se îmbracă cum trebuie, umblă dezbrăcată cu șalele goale. Sau goale, sau se așează pe ceva rece, sau face dușurile prea reci. Acum, cât adevăr e aici vorba asta populară și de fapt care sunt conflictele acestor tinere? Este adevărat și acest segment de vorbă populară, însă problemele pe rinichi vin întotdeauna pe frică. Rinichii sunt centru de energie al corpului. Dacă rinichii noștri sunt slăbiți, atunci și energia noastră vitală este slăbită. Ei sunt cei care gestionează și guvernează energia în corp. Și atunci vreau să-ți spun că frica este unul dintre cei mai mari dușmani ai iubirii. Un prieten de-al meu spunea așa: unde e frică, nu iubire. Deci frica și iubirea nu le pot spune în același loc. Da? Ora ai iubire, ora ai frică. Evident, procesul se alternează. Da, când ești într-o situație, când frica e sănătoasă, dacă te afli într-un pericol real, cum ar fi să fii atacat sau să ai, să zicem, o cădere în gol, poți să simți frică, dar pentru că, nu știu, nu ai bani sau pentru că nu ți-ai putut permite ce ai vrut tu și generezi acest sentiment de frică, nu este o frică sănătoasă, da? Nu este o frică reală. Bun. La rinichi avem niște glande care se numesc glandele suprarenale și aș vrea, dacă ai avea timp pe viitor, să facem o emisiune special dedicată acestui sindrom de epuizare a glandelor suprarenale, pentru că acolo sunt foarte, foarte multe simptome pe care le întâlnești pas de pas. Mă sună foarte multe persoane și spun: am citit articolul nostru despre glandele suprarenale, vreau să vin neapărat la o consultație, pe mine articolul ăsta m-a convins să vin să văd despre ce este vorba. Și acolo, de exemplu, dacă nu dormi toată noaptea și te trezești fix la orele 3-4, înseamnă că ai o dereglare pe glandele suprarenale. Revenind la rinichi, toate fricile bat acolo și în stomac. Și atunci, dacă eu sunt conștient, oricum eu nu am cum să schimb asta pe moment. Primul pas pe care îl am de făcut este acela de a sta și a vedea ce mi se întâmplă. De ce am starea asta? Bun, mi-e frică, m-am agitat, sunt stresat. De ce? Pentru că n-am reușit să fac nu știu ce. Ce este în spatele acestei frici?
Și, de fapt, descoperim o rană care vine din copilărie. Știți, sunt 5 tipuri de răni ancestrale pe care toți venim, de respingere, de abandon, de nedreptate, de trădare și de umilință. Uh-huh. Da? Și, de fapt, mă duc tot la rana respectivă. Poți să ai una sau poți să ai mai multe. Dar vom discuta pe viitor. Sigur. Și de asta. O întrebare din partea celor care ne privesc. Gelozia este o formă de frică? Da. Frică de a pierde, de a fi înșelat, de a fi trădat, de a fi umilit? Poate să fie mai mult. Uite, dacă vrei, vei căuta în carte să te uiți, pentru că cartea nu este doar pe organe. Da, este inclusiv pe afecțiuni, da. Inclusiv pe tot ce înseamnă sentimente și alte afecțiuni. Da. Gelozia este, din punctul meu de vedere, legată, este o frică foarte mare legată de a pierde. Și există aici două variante, de a fi trădat sau de a fi abandonat, părăsit. Depinde de construcția persoanei respective. Ce pot să-ți mai spun despre aceste 5 tipuri de rând de bază este că ele te descriu pe tine în momentul actual, așa cum ești tu. Ele se formează în perioada 0-6 ani, când tu de fapt ești un copil, iar părinții tăi nu știu cum să se comporte sau tu ai niște așteptări de la ei, da. Și se formează aceste răni. Bun, hai să vedem cei 6 ani, 0-6 ani. Da. Care este comportamentul părinților față de copil atunci? Păi, de exemplu, la rana de trădare este strict legată de relația cu părintele opus. De exemplu, dacă tu ești femeie, vei avea o problemă cu tatăl tău. Și se formează la perioada de la vârsta de 3 ani, da? Aha. Deci eu la vârsta de 3 ani am niște așteptări față de tatăl meu, iar el nu mi le îndeplinește. Și de atunci eu încep să mă simt trădată. Iar pe tot parcursul vieții mele, până descoper această rană și poate chiar și după, voi trece prin situații de trădare ca să pot să recunosc această rană și să o vindec. Bun. Acum, citeam aici pentru că am răsfoit puțin până tu vorbeai. Mă interesează problema aceasta a stresului, pentru că se pare că este principala cauză sau una dintre primele cauze care duc la îmbolnăvirea populației sau, dacă nu, cel puțin la stricarea relației și al stilului de viață. Și se spune aici că stresul este un răspuns de adaptare față de un eveniment, o situație sau un pericol real sau imaginar. Aș vrea să ne oprim aici la real sau imaginar. Cât de mult e din real și cât de mult e din imaginar stresul acesta? Uite, eu nu am o statistică pentru tine. Nu, din ceea ce cunosc tu. Din ceea ce cunosc eu este mai mult imaginar. Factorii, de fapt, sunt mai mult din exterior, dar și din interior. Pentru că în mintea noastră, creierul nu face diferența între o situație reală și o situație imaginară. De exemplu, dacă eu stau aici cu tine pe scaun și îmi imaginez că sunt undeva la mare și mă bronzez și e frumos, da. Sau undeva la munte, voi avea aceeași senzație de plăcere și de stare de bine, chiar dacă nu sunt acolo. Da. Același lucru se întâmplă și cu stresul. Poate să fie un factor foarte mic care îmi declanșează acest stres și eu să încep să consum energie. Din punctul meu de vedere, eu aș defini stresul așa. Stres egal lipsă de energie. Cu cât lipsa de energie este mai mare, cu atât nu mai poți să te faci față. Da. Există momente, ai văzut că sunt persoane care se blochează de spate și rămân în pat, deci nu se mai pot ridica sub nicio formă. Ei, persoanele acelea duc prea multe responsabilități care nu le aparțin în spate. Și atunci când corpul nu mai poate și sufletul nu mai poate, se blochează și rămân blocate. Și sunt obligate să se refacă prin asta la pat. Da, durerea de cap atunci, cum o explici? Durerea de cap poate să aibă mai multe cauze. Poate să fie o lipsă de energie la nivel de creier sau la nivelul capului. Poate să fie o lipsă de vitamine. Pentru că noi avem două tipuri de vitamine. Avem vitaminele din... asta nu trebuia să o spun, dar uite ce o spun acum. Da, de ce nu trebuia? Profesor, să nu mă certați. Okay. Fac niște cursuri de specialitate pe acest domeniu și deocamdată nu ni s-a dat voie să spunem. Okay. Dar avem două tipuri de vitamine. Avem vitaminele din corpul fizic și vitaminele din corpul energetic, cele care ne înconjoară. O să iau ca pe o premieră, da? Da. Deci mare este titrăm. O premieră. Așa? Bun. Când vitaminele din corpul fizic se epuizează, cele din energetic vin și ajută. Dar dacă eu nu le refac nici în energetic, nici în fizic, după aia mi se întâmplă un colaps. Și atunci trebuie să le refac. Uite ce vreau să te întreb, pentru că vorbim aici despre ce înseamnă boala, cum să trăim sănătos, ce o mai fi, cum o mai fi, cum să facem, cum să nu mai facem. Și dacă e să aruncăm o privire în exterior, nu prea s-a schimbat peisajul din România. Românii sunt la fel, cu iertare, unii
cu kilograme în plus, cu probleme care se văd pe corp, da? Și corpul ne spune că ceva nu este în regulă. Și atunci, ce înseamnă, domnule, să trăiești bine și sănătos în țara în care situația economică, socială nu ne ajută? Uite, eu merg așa, pe... Așa, am concluzionat România, da? Merg pe un exemplu personal aici. Așa. Care sunt eu în fața ta. Perfect. Mulțumirea de sine și iubirea de sine începe când tu ți-ai pornit călătoria spre interiorul tău. Pentru că poți să ajungi să ai momente de fericire de plină, chiar dacă nu ai o casă, chiar dacă nu ai o mașină sau piscina pe care tu ți-ai dorit-o. Acestea sunt doar lucruri din exterior. Când ajungi să guști iubirea și conexiunea cu divinitatea, îți dai seama că de fapt îți trebuie foarte puțin să fii fericit. Nu-ți trebuie toate aceste lucruri. Și vorbeam tot de nivelul vibrațional. Când îți crește iubirea, îți crește și vibrația. Și atunci puterea ta de materializare este foarte mare. Cum definești puterea de materializare? Păi, hai să-ți dau un exemplu. Te rog. Într-o zi mergeam pe stradă și îmi doream foarte mult, aveam niște tocuri foarte mari, veneam de la un casting, nu mai știu ce făceam eu atunci, și îmi doream foarte tare să mă ia și pe mine cineva cu mașină. Și a făcut doi pași și din spate s-a oprit un prieten și mi-a spus, Florentina, unde mergi? Hai că te duc eu. Înțelegi? Așa. Deci, practic, intenția mea și dorința mea s-a materializat atunci. Dar asta nu cumva este doar așa o întâmplare? Nu este o excepție de la regulă? Nu este, pentru că se întâmplă frecvent. Tu știi despre programul meu Wellness Tricks? Da, toată lumea trebuie să știe, okay. Dar cine vrea să fie sănătos știe. Da, toată așa. Lumea știe, mai ales pe Facebook, a fost o mare nebunie. Așa e. Wellness Tricks a pornit într-o dorință mea foarte mare să am și un program de sănătate. Mă uitam la Pera Novakovici, există un psiholog foarte bun în Timișoara, și au pus la cale, s-a făcut o echipă mai mare cu nutriționist, cu antrenor, cu... partea de psihologie. Toate cele, așa. Și au pus la punct un program din ăsta. Și am zis, vreau și eu să fac asta cu ei. Dar ei deja începuseră și nu mai puteam să intru. Și atunci am zis, mamă, ce mi-ar plăcea, dar doar atât am zis, ce mi-ar plăcea să pot să fac și eu un program de sănătate. Și nu știu cum s-au întâmplat lucrurile când două săptămâni l-am și făcut. Bun, dar cred că sunt foarte mulți oameni care își spun, vai, ce mult m-aș bucura, ce mult mi-ar plăcea să am mai mulți bani. Uite, îți dau un exemplu foarte concret. Ce mult mi-ar plăcea să am un loc de muncă mai bun. Sau, mai grav, ce mult mi-ar plăcea să am unde să mă duc să lucrez. Da. E. Uite, eu pot să spun că mi-am dat demisia pentru pasiunea mea, în condițiile în care nu aveam niciun ban. Aveam doar un blog, iubimșigătim.ro, care acum merge foarte bine. Și am zis, nu, schimbarea vine din interiorul meu. Dacă eu vreau un job mai bun, hai să-mi iau un pic și o foaie de hârtie și să scriu. Ce vreau să fac? La ce sunt eu bun? La ce cred alții că sunt bun? Bun, sunt foarte bun pe jobul pe care lucrez acum, da? Ce pot să fac ca să obțin o mărire de salariu? Sau cum pot eu să muncesc încât să am un venit mai bun? Iar când vine vorba despre bani, acolo trebuie înțeleasă mai profund situația, pentru că banii sunt o energie. Banii nu sunt să vină și să-i ții. Banii circulă. Atâta timp cât este o energie stagnantă, așa va rămâne, stagnantă. Bun. Acum, mai avem foarte puțin timp. Aminteam noi despre afirmații vindecătoare, că da. E important să cunoaștem și partea aceasta. Apropo de stres, am găsit și afirmația, vreau să o spun. Accept să privesc în interiorul meu și să-mi observ reacțiile, motivațiile și atitudinile, în loc să îi învinuiesc pe ceilalți sau situațiile exterioare. Învăț să mă relaxez și să recunosc și beneficiile stresului. Repetăm lucrul acesta de câteva ori. Eu deja oricum mă simt mai bine, oricum eram stresată, dar îmi pare esențial. Adică, da. Dacă reținem doar recunosc și beneficiile stresului din toată fraza asta, cred că suntem puțin câștigați, nu? Păi hai să spunem care sunt beneficiile stresului. Hai să vedem. În primul rând, stresul mă avertizează pe mine că fac mai multe decât ar trebui să fac, da? Și că le permit altora să-mi tulbure liniștea mea interioară, chiar dacă nu au dreptul să o facă. Nimeni nu poate să-ți facă nimic dacă tu nu ești de acord. Deci dacă eu nu-ți permit ție să mă enervezi, nu ai cum să mă enervezi. Dacă eu îți permit să faci lucrul ăsta, atunci mă voi enerva și mă voi stresa. Asta e unul dintre beneficii. Un alt beneficiu este că îți spune stop, ar fi timpul să te mai și relaxezi. Da? Da. Deci deja din start am spus două beneficii. Da. Și acum vreau să-ți spun un exercițiu foarte important pentru aceste afirmații vindecătoare. Așa. Ele se repetă de 21 odată sau de 3 ori, îți alegi, la aceeași oră, timp de 21 de zile. Deci, încă o dată,
de 3 ori la aceeași oră, în fiecare zi, timp de 21 de zile. Cel puțin. De ce? Pentru că mintea, dacă îi dai prin repetare un lucru, va începe să-l ia așa cum este. Și dacă tu ești decis spre schimbare, știi că un om când își dorește ceva, nimic nu stă în calea lui, și atunci, repetând, zilnic, nu numai că accesezi vibrația respectivă, dar și cuvintele pe care le rostești, pentru că rostirea se face cu voce tare, capătă putere. Uh-huh. Bun, îți mulțumesc tare mult pentru pontul ăsta, da, pentru trick-ul ăsta, dacă e să o luăm așa. Amintim, programul tău Wellness Tricks ne îndeamnă și către bootcamp. Da, bootcamp-ul va fi pe 23-27 iulie la Cornu. Uh-huh. Mai sunt foarte puține locuri pentru că vreau să lucrez cu un grup mic. Atunci ei lucrează mai bine, o să avem antrenor personal, vom găti, vom face ateliere de gătit, seminarii de nutriție ca să și învățăm cum să mâncăm, dar și cum să gătim. Avem antrenor personal, avem o locație extraordinară cu vreo 1500 de metri de verdeață și aer curat. La Cornu, nu știu dacă tu știi, este a doua locație din lume cu cel mai curat aer din lume. Da, Cornu și Breaza sunt zonele cu acest aer. Data viitoare vin și eu, mă înscriu pentru că soțul meu își dorește tare mult să gătești și eu ceva sănătos. Oricum nu gătesc nimic, sănătos. Dacă așa nu reușești acum nu se poate deocamdată. O să văd, pentru că toată lumea zice, dar nu poți să faci ceva și în toamnă, poate în septembrie reușești. Hai să facem ceva în septembrie. Așa, vreau să închei cu afirmații legate de sterilitate, pentru că este o problemă reală în România și nu numai. Foarte importantă. Accept să îmi manifest creativitatea printr-o sarcină. Repetăm, 3 zile în fiecare zi, la aceeași oră, timp de 21 de zile cel puțin, și poate că crește natalitatea în România, crește și situația economică și o să trăim într-un La La Land. Foarte fericiți, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc. Spor în toate, ești un om deștept, frumos și talentat, de care noi avem nevoie, și îți mulțumesc tare mult că te-am cunoscut și că ești, mulțumesc, de câte ori te invit, ești prezentă. Și eu îți mulțumesc pentru că știi să aduci bucuria în casele oamenilor și tot timpul subiecte noi și interesante. Mulțumesc tare mult, dragii mei, sper că v-a plăcut. Noi ne revedem în fiecare zi de luni până vineri la aceeași oră. Tot un exercițiu pentru sănătate. Să aveți parte de bine și de oameni frumoși în jurul dumneavoastră. Cu drag la revedere și rămâneți cu TVH! O să fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu medic veterinar. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu. Alege Universitatea Spiru Haret pentru succes. Vrei să devii medic veterinar și să-ți desfășori activitatea oriunde în lume? Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret oferă învățământ modern, dotări de ultimă oră, profesori de excepție. În performanta clinică veterinară a facultății se asigură consultații de urgență, analize, imagistică, inseminări artificiale, toate realizate de cadre universitare de un înalt nivel. Clinica universitară este și la dispoziția ta. Telefon 021 24